Primăria din Baia de Aramă va fi reabilitată și modernizată conform unui proiect ce urmărește îmbunătățirea infrastructurii locale, dar și crearea unor condiții mai bune pentru cetățeni și angajați. Această inițiativă face parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare urbană și modernizarea clădirilor publice din oraș, realizat de primarul Ionuț Tudorescu. Primăria din Baia de Aramă a cumpărat în anul 2011 fostul motel din oraș și l-a transformat în sediul actualei primării. Deși la data achiziționării acesta arăta cât de cât bine, cu trecerea timpului s-a deteriorat. Astfel, zilele trecute a fost semnat contractul de reabilitare și modernizare cu fonduri europene. Câștigătoarea licitației este o firmă italiană, iar costurile reparațiilor se ridică la suma de 1.200.000 de euro. Primarul orașului Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu, a reușit să atragă fonduri europene pentru realizarea investiției de reabilitare și modernizare a primăriei. Această finanțare externă este esențială pentru implementarea proiectului, asigurând resursele necesare pentru lucrările de renovare, modernizarea echipamentelor și crearea unor condiții mai bune pentru cetățeni, dar și pentru angajați. De mult așteptam această zi, așa cum spuneam și în plină campanie electorală, la cetățenii din orașul Baia de Aramă. Este vorba de reabilitarea și modernizarea sediului primărie, fostul motel din Baia de Aramă. Astăzi am semnat contractul de execuție pentru această lucrare, un contract în valoare de 1.200.000 de euro. În același timp am dat și ordinul de începere și în data de 15 iulie va începe efectiv această lucrare. În ce va consta această modernizare? În primul rând, partea de exterior, după care partea de interior, tot ce înseamnă instalații electrice, instalații sanitare. Reprezentantul firmei constructoare din Italia, care se ocupă de reabilitarea și modernizarea primăriei din Baia de Aramă, asigură că lucrările vor fi realizate la standarde europene. Acest angajament garantează calitatea superioară a proiectului, respectând normele și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană. Implementarea acestor standarde va contribui la durabilitatea și eficiența investiției, oferind cetățenilor și angajaților primăriei condiții moderne și funcționale. I-a semnat astăzi un contract de lucrări cu primăria din Baia de Aramă în ceea ce privește reabilitarea acestei instituții. Promite că va efectua lucrările așa cum este prevăzut în contract. De asemenea, atragerea fondurilor europene demonstrează angajamentul administrației locale de a îmbunătăți infrastructura urbană și de a valorifica oportunitățile de finanțare disponibile la nivel european pentru dezvoltarea comunității. Totodată vor fi create noi locuri de muncă la Baia de Aramă, prin intermediul investitorilor străini care vor realiza o fabrică în care vor fi realizate case modulare ecologice. Având în vedere această asociere, sunt trei asociați și faptul că unul din asociați este din Italia și are și alt gen de afaceri. Am discutat și despre partea de aducerea acestei zone în prim planul, să zicem așa, al Europei. Avem un potențial turistic și care nu este pus în valoare. Au venit cu idei și vor să amplaseze aici o fabrică de prefabricate, case ecologice, case modulare și investiția lor se ridică undeva la 58 de milioane de euro. Am identificat terenul unde atât noi, primăria, cât și această societate, unde vor să amplaseze această investiție. Și sunt de acord, fapt pentru care în cel mai scurt timp vom demara procedura pentru încheierea documentelor între OAT și această societate. Iată că se deschide calea pentru investitorii străini într-o orașul Baia de Aramă. Eu zic că da și din ce am discutat cu reprezentantul societății și în urmă raportului pe care mi l-au înaintat, și al vizualizării doar pe scurt,
am dedus că se vor realiza undeva la 180-200 de locuri de muncă. Un proiect menit să stimuleze economia locală prin generarea de locuri de muncă, dar va și promova sustenabilitatea și turismul verde. Astfel, Baia de Aramă va deveni o destinație mai atractivă, beneficiind de pe urma dezvoltării infrastructurii turistice și a creșterii interesului pentru turismul ecologic. Astfel, promisiunile primarului Ionuț Tudorescu devin realitate prin atragerea fondurilor europene și colaborarea cu firma italiană care va asigura realizarea lucrărilor la standarde europene. Acest proiect de reabilitare și modernizare a primăriei din Baia de Aramă reflectă angajamentul administrației locale de a îmbunătăți infrastructura și serviciile publice pentru cetățeni. Urmează noi investiții care vor contribui semnificativ la dezvoltarea orașului, dar și la creșterea calității vieții în comunitate.